Salutare și bine ați revenit! În clipul de azi să vă prezint un aparat, deși de aici de față avem două, unul o să-l prezentăm într-un clip separat pentru că e cel puțin la fel de interesant ca asta. Și despre ce este vorba? După cum vedeți, este un Sinotimer de la efire.ro. Efire.ro este singurul importator de Sinotimer din România, așa că doar la el îl găsiți. O să vă las link-uri în descriere, atât la asta cât și la celălalt. Ce avem? Avem un releu pentru supratensiune, subtensiune, supracurent și așa mai departe. Și după cum vedeți aici, voltajul, amperajul și are și funcție de contor. Ne contorizează consumul. Bun. Asta e o altă variantă, dar noi în cutie îl avem pe acesta, mai complex. Ați văzut aici un potențiometru. O să-l folosim ceva mai târziu. O să vedeți și de ce. Pentru că aș vrea să ne jucăm puțin cu el, să-l testăm. Hai să-l despachetăm și să vedem ce putem face. Cum deschidem cutia? Direct instrucțiunile și aparatul. Aparat care în cazul de față are 63 de amperi, releu din interior. Este ceva de genul cum e și Digitop. Sunt oarecum un produs similar. Doar că din ce am văzut eu la prietenul nostru Ștefan, astea ar avea un releu ceva mai de calitate. Ok, avem și aici 63 de amperi selectat. Există de la 6 până la 80 de amperi această variantă. Sau mă rog, releele de acest gen. Putem vedea notat pe el nulul și faza, intrare, nulul și faza, ieșire. Respectați intrare, ieșire, nulul și faza. Ca să nu aveți surprize mai puțin plăcute. Ok, aici ni se prezintă, din păcate nu are limba română, dar vă descurcați și voi. Eu zic că e la îndemână oricui să fac o traducere cu telefonul mobil. Faci o poză și ai tradus tot. Bun, el are 13 meniuri, o să-l bag imediat în priză, o să-l cuplez la un cablu și o să-l bag în priză. Să vedem exact ce ne afișează și ce putem face cu el. Punem un pic cu pauză, îl legăm și îl băgăm în priză ulterior. Ok, l-am legat, nul la nul, fază la fază. O să-l băgăm într-o secundă în priză. Să vedem ce se aprinde. Și deja ne indică ceva pe display. Sper că se vede. Avem voltajul, consumul în amperi și kilovați înregistrați. Voltajul de la priză 234, ideal după părerea mea, undeva în zona asta și consumator 0. Ok, o să-l punem după și un consumator să vedem partea de contor și de amperi, dar până atunci vreau să vă arăt cum se setează. După cum vedeți avem cele trei butoane, sus, jos și un buton de set. Ținem apăsat pe butonul set, se deschide un meniu, la P1 e voltajul la care decuplează, voltajul la care revine, timpul în care revine, după low tensiune, tensiune scăzută la 200 și revine la 205, astea le-am setat eu așa orientativ, revenirea timpul la 10, la P7, nici nu mai știu ce mai aveam. Curentul maxim, deci avem așa, curentul maxim la 7, revenim, trebuie să vă mișcați repede că iese, deci la maxim 10 amperi, 8 își revine la 5, timpul în care își revine, aici avem power on delay, la cât timp pornește, când îl bagi în priză, aici avem după înregistrarea unei erori, dacă să-l folosim manual sau automat. Acum e pe modul manual, mai înainte a fost pe AU automat. Așa o să-l las pe automat pentru că nu vreau să-mi bat capul. La 12 avem ultimele erori. 4 și 5 nu există, ultimele 5. Eu m-am jucat puțin cu el și le puteți vedea. Tensiune low, H și ce mai avem? Și low. Ok, iar la 13
Este meniul de încheiere de memorare, așa zis. După ce apeși pe el, a revenit totul inițial. Da, cred că a fost destul de simplu. Deci meniul 1 este voltajul maxim, cel care ne interesează cel mai tare, 240, revenire la 235, timpul în care își revine și după vine voltajul scăzut. Și după aia protecția la curent. Cred că e simplu și de înțeles. Ce am să fac eu? Am să îi pun această jucărie pe intrare ca să vedem și cum lucrează când îi scadem tensiunea. O să pun pe pauză, să-l conectez și revin. Ok, cred că se vede și e destul de clar cum l-am legat. O să-l bag în priză. Am pus acest potențiometru pe fază. După cum vedeți, acum sunt cu el la maxim și ne indică 224V, 223V, în fine. O să-i scad tensiunea și o să vedeți că o să scadă și acolo. 218, 14 și la un moment dat o să decupleze. 205, la 200 deja el a decuplat imediat. Și vedem că avem 192, mă rog. Puteți vedea, am scăzut la 100 și ceva. În fine, mă duc înapoi și o să ne ia 40 de secunde acum cât era afișat acolo ca să revină la normal. Între timp, pâl pe aici un bec cu eroare. Dacă acum aveam setat pe manual ștergerea aerilor, trebuia să venim să apăsăm butonul set și cupla, mă rog, după acest delay. Dar asta se poate seta, după cum v-am spus. Da, sunt destul de multe informații. La prima vedere pare un pic complicat, dar nu e deloc așa. Dacă aveți niște cunoștințe minime, o să vă fie foarte ușor. Aici avem, pur și simplu, ăsta e legat ca un întrerupător. O să cupleze într-o secundă și a revenit. Ok, când e becul verde, dă curent și pe ieșire. Când e roșu, este oprit. Ce am să fac acum? Am să-i leg și un consumator, dar nu o să leg prin potențiometru ăsta pentru că o să-l stric. Din păcate nu am să-i dau voltaj mai mare, nu am cum. Nu dispun de un asemenea aparat în momentul de față, dar vedem pe viitor cum vom putea face. O să-i scot aparatajul ăsta, o să-l leg înapoi pe direct cum a fost el și să se punem un consumator să vedem cum se comportă. Bun, l-am conectat și la curent, i-am conectat și consumatorul. Cu ocazia asta vă văd și un truc cum să legați, bine, aveți grijă la atingerea, protecția la atingere directă, cum să legați un ștecher direct în siguranță sau ce-o fi, după caz. Am uitat să vă spun că asta ocupă două module în tabloul dumneavoastră, așa că avem oportunitatea de a băga direct ștecherul și a strânge cu șuruburile. După cum puteți observa, am legat un feon. Aș vrea să se observe cât mai bine posibil. Așa, cât curent trage, e prima dată când îl testez și eu când îl pornesc, hai să vedem ce iese. O să fie un picuț de gălăgie. 0,7 amperi. 1,3 amperi. Și acum pornim și rezistența. Am urcat la 4 amperi. A doua rezistență. 7,7 amperi. Ok, vedem că scade și voltajul, ceea ce e perfect normal. Și așteptăm câteva secunde să vedem ce ne înregistrează aici jos. De fapt, până ne înregistra, hai să îl setez eu să ne decupleze la 5 amperi. O să las așa, deși o să fie un pic cam lung clipul. Ok, deci trebuie să mergem la meniul numărul 7. O să ajungem repede la el. 7 și avem 10 amperi. O să scadem până la 5 amperi. Aici scadem la 4 secunde revenirea. Și restul le lăsăm așa. Ok, acum când o să pornesc din nou, o să ajung la 5 amperi și decuplează. Haideți să-i dăm drumul să vedem. Ați văzut? A stat cele 4 secunde care le-am setat eu și odată ce s-a oprit feonul, își revine și el să vedem dacă reia sarcina. O să-i dau curent mai mic,
pentru a nu sări din nou protecția. Și lăsăm să-și revină. Da, iar n-am umblat la timpul ăla și puteam să-l setez mai mic. Cam asta ar fi în mare parte ceea ce face. Puteți să-l puneți și pe general. El, după cum nu v-am arătat, se montează cu protecție înainte și după. Și a repornit. Ok, deci cum spuneam, se montează cu protecție înainte și după el. Da. Dacă vreți să scăpați de întregul sistem cu releu, monitorizare, fază și contactor și așa mai departe, e o variantă bună, variantă monofazică. După cum ați văzut că are doar nul și fază, nu are trei faze și nul. Acum rămâne la alegerea voastră, eu v-am spus, efire.ro, modelul lui, acesta este SVP977L. Un releu cu protecție la supratensiune, subtensiune, supracurent. Cam asta ar fi. Dați un like dacă v-a plăcut. Vizitați site-ul efire.ro, cum v-am spus, sigur o să găsiți ceva. Dacă intrați, imposibil să nu găsiți ceva să vă placă. Și până data viitoare, vă salut. La revedere!